Vietnam, Cambodgia sau Qatar sunt destinațiile alese de parlamentari în această lună. Cei mai norocoși sunt trei deputați ai puterii care tocmai s-au întors după 10 zile petrecute pe continentul asiatic. Asta în timp ce, așa cum știți foarte bine, venea sfatul de la purtătorul de cuvânt al României, cel care spunea doamnelor și domnilor să economisim dacă vrem să ne bucurăm de aceste sărbători. Mergem la corespondentul Antena 3 CNN, jurnalistul Antena 3 CNN, Mădălina Mihalache. Mădălina, te ascultă. Bună ziua, Cătălina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Trei deputați au fost norocoșii acestei luni în ceea ce privește deplasările externe. Ei sunt cei care recent s-au întors de pe continentul asiatic. Mai întâi au fost 5 zile în Vietnam, vorbim despre doi deputați de la PSD și un deputat de la Partidul Național Liberal, deci trei deputați ai puterii. 5 zile au stat în Vietnam și după 5 zile, tot pe continentul asiatic, au fost alte 5 zile în Cambodgia. Tot pe continentul asiatic a fost și un deputat AUR, Radu Vicențiu Grădinaru, timp de 5 zile. De data aceasta, destinația a fost Qatar. La Lisabona, în Portugalia, au fost 4 parlamentari, de data aceasta și parlamentari din opoziție, deputata USR Oana Țoiu, împreună cu Adrian Solomon și Irinel Stativă de la PSD și Tudor Polac de la PNL, au fost în Lisabona. Adrian Solomon, pentru el nu a fost singura deplasare externă din această lună, a fost timp de 2 zile și în Istanbul. Și de asemenea, în Estonia, în apropierea Mării Baltice, au fost alți 4 deputați, tot deputați ai puterii, dar nu doar ai puterii, ci și un deputat al opoziției, Olivia Diana Morar, deputată USR, au fost în Estonia timp de 4 zile, iar în Croația a fost președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Camerei Deputaților, Ștefan Mușoiu. Mădălina Mihalache, îți mulțumesc pentru aceste informații.